Dumitru Andreșoi, milionarul supranumit Regele Oilor din România, a fost reținut pentru fraudarea fondurilor europene alături de doi angajați ai Apia Hunedoara. Malvine Socaci a fost realeasă viceprimar al municipiului Vulcan pentru al doilea mandat consecutiv. În ajunul luminației, municipiul Petroșan s-a umplut de flori multicolore căutate și cumpărate de localnici pentru a le duce la cimitir în semn de respect pentru cei plecați dintre noi. Bună ziua și bun găsit la știrile Mondo TV. Dumitru Andreșoi, cel supranumit Regele Oierilor din România, zguduie din temelii Apia Hunedoara. Acesta a fost reținut marți noapte alături de alți doi angajați ai instituției hunedorene. Parchetul european instrumentează un dosar cu fonduri europene posibil fraudate. Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România, a fost reținut miercuri noapte într-un dosar instrumentat de parchetul european. Este acuzat de faptul că a fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane de lei și de tentativă de fraudare a altor 8 milioane de lei. Cerere depusă în numele mamei sale, alături de cel supranumit Regele Ciobanilor, au mai fost reținuți pentru 24 de ore Veronica Topor, directorul adjunct al Apia Hunedoara, și Marius Sabo, șef de serviciu în cadrul aceleiași instituții. Actualul director al APIA, fostul prefect de Hunedoara Călin Petru Marian, a spus că nu cunoaște ce s-a întâmplat acolo. Da, există un dosar pe rol al parchetului european, dosar la care nu mă pot pronunța pentru că este în curs. Faptic, există o arestare a acestui domn împreună cu doi colegi de la APIA, de mei. Dumitru Andreșoi ar fi înființat un mecanism complex de obținere ilegală a subvențiilor europene, iar asta s-a întâmplat în perioada 2018-2023. Omul a încheiat contracte de arendă pentru terenuri în județele Hunedoara, Arad, Timiș, Harghita, Covasna, Vâlcea, Brașov și Cluj. Doar că fiind zone împădurite, terenurile nu erau eligibile pentru subvenții de întreținere a pășunilor. Verificările anchetei au arătat că 85% din suprafața declarată la APIA nu corespundea cu cea arendată în acte, dar APIA Hunedoara a aprobat decontarea subvențiilor. Dumitru Andreșoi avea acte depuse pentru a primi alte 8 milioane de lei ca subvenții, dar ancheta procurorilor a blocat plata, fiind vorba doar de tentativa de fraudare a fondurilor europene. Documentele erau depuse în numele mamei sale în vârstă de 85 de ani. La Vulcan a fost desemnat viceprimarul. Pentru al doilea mandat consecutiv, această funcție a revenit Partidului Social Democrat, iar Malvine Socaci a fost realeasă cu majoritatea voturilor. Aceasta a avut însă și contracandidați de la PNL și AUR. Profesoara Malvine Socaci a fost realeasă la Vulcan în funcția de viceprimar al municipiului. Este al doilea mandat pe care îl câștigă cu 10 voturi acum. Și de data aceasta le-a citat consilierilor locali din Nicolae Iorga sau din John Fitzgerald Kennedy, iar locuitorilor de la Vulcan le-a promis că se va implica să le fie mai bine. Ba mai mult, le-a atras atenția și celor care cred că la primărie nu se face treabă în mod corect. Eu le transmit tuturor vulcănenilor să aibă încredere că fiecare problemă, indiferent cât de dificilă e, poate fi rezolvată cu o singură condiție: să avem răbdare și să nu devenim agresivi și furioși. Agresivitatea și această atitudine, care în niciun caz nu se încadrează într-o societate civilizată, nu rezolvă problemele, ci le agravează. De ce vă gândiți la agresivitate? Fiindcă am avut unele cazuri în care pe nedrept, comisia, membrii comisiei, eu personal, am fost indirect, așa, acuzați că nu reputem rezolva problemele. Este vorba de locuințele din fondul locativ, care din păcate nu mai sunt. Pentru funcția de viceprimar a fost propus și Florin Govor, consilier pe listele AUR, dar care a obținut doar 3 voturi, și Alexandru Ciobanu, care a obținut 6 voturi. Tot în ședința de consiliu de acum au fost validați pe funcțiile de consilieri Iulia Iriza de la PNL, Dănuț Anghel de la PSD și Daniel Neamțu, tot social-democrat. Complexul energetic Valea Jiului are noi angajați admiși în urma ultimului concurs pentru posturile vacante. Au fost 78 de posturi rămase neocupate de la ultimul concurs. Au fost scoase la concurs posturi pentru Mina Lonea, unde erau vacante 10 posturi de electrician subteran, 13 posturi de lăcătuș subteran, dar s-au ocupat doar 10, un post de sudor și 3 posturi de sondor subteran, dar au fost admiși 2 candidați.
Au mai fost admiși la Lonea alți 8 electricieni pentru subteran. Pentru sucursala exploatarea minieră Lupeni s-au ocupat toate cele 21 de posturi, muncitori necalificați subteran, un post de lăcătuș suprafață, dar a fost angajat și un inspector protecție civilă în cadrul compartimentului securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, protecția mediului. La concurs au fost respinse dosarele celor care au vrut un post de inginer topograf sau inginer în compartimentul tehnic de la Lupeni. Alți 5 oameni au fost admiși pe cele 6 posturi de electrician subteran la Lupeni, iar pe cele 10 posturi de lăcătuș subteran au fost admiși 2. La sucursala electrocentrale Paroșeni s-au ocupat cele 2 posturi de lăcătuș și 7 oameni au fost admiși pentru posturile de mașinist. Contestațiile se pot depune până vineri, 1 noiembrie. Cu o zi înainte de luminație, florile au devenit foarte căutate. Acestea au transformat orașul într-o oază de culori. În ajunul luminației, parcul Avram Iancu din Petroșan s-a transformat într-un țărâm multicolor și mirific, datorită buchetelor de flori aduse de către comercianții locali, dar și din afara zonei, care vin cu prilejul de a le vinde celor de aici. În general de luminație, cele mai populate sunt crizantemele, simbol al venerării celor care au plecat, însă și alte flori, care prin nuanțele lor reușesc să captiveze atenția populației. Prețurile pornesc chiar de la 5 lei, ceea ce le face accesibile pentru buzunarul cumpărătorilor. Vânzătorii care sunt și producători spun că în mare parte aceste flori au fost plantate și îngrijite cu ocazia luminației, adică reprezintă un efort de câteva luni dedicat unei singure zi. De la Târgu Jiu venim cu ele, pentru Sâmbăta morților, comemorarea celor decedați de aici, de la dumneavoastră, din zonă. Cultivăm flori din asta, pe fiecare an venim aici la dumneavoastră în zonă, să se bucure și morții dumneavoastră de florile noastre și noi, ce să zicem, noi suntem mulțumiți că le putem da aici. Anume pentru perioada asta, 1 noiembrie. Muncim pentru o singură zi. Cumpărătorii, la rândul lor, uimiți de mireasma creată de florile din parc, subliniază și aspectul emoțional al acestei tradiții. Florile cumpărate vor fi duse la cimitir și vor fi așezate pe morminte, în semn de respect și recunoștință pentru sufletele adormite. Nu că-i musai, o facem din inimă pentru cei duși de lângă noi. Mi-a murit părinții amândoi, i-am iubit foarte mult și ne facem datoria mai departe. Am venit să cumpăr flori. Am sostins acum în vară și trebuie să fac datoria. E foarte frumos, dar n-avem ce face. Până la urmă trebuie să ne facem rostul. No. Să aducem omagii părinților, că ne-au crescut, ne-au format și asta e viața. Atelierul pentru practică și laboratoarele studențești de la Petroșeni vor fi reabilitate. Banii vin prin programul operațional regional, iar Universitatea Petroșeni vrea să monteze inclusiv panouri solare. Clădirea în care se află aparatura și utilajele necesare practicii în laboratoarele Universității din Petroșani va fi anvelopată termic și va avea un climat prielnic pentru funcționarea corectă a acestora. Am semnat contractul pe program operațional regional de 1 milion de euro, care înseamnă reabilitarea spațiului de învățământ, așa numit atelier școală, care de data aceasta va fi unul, să spunem, izolat termic, unul care să aibă panouri solare pentru obținerea de energie electrică, care se folosește pentru iluminat și pentru alte activități din atelierul școală, din acest atelier, care este o bază de laborator și de practică pentru studenții noștri. Conducerea Universității din Petroșani a accesat acești bani tocmai pentru că în această clădire sunt depozitate utilaje care au nevoie de un climat care să le permită funcționarea în siguranță. Vom căuta ca prin creșterea eficienței energetice, să asigurăm condiții optime tuturor utilajelor care le avem în acest atelier școală, în acest spațiu în care avem multe laboratoare. Avem utilaje performante care trebuie să aibă o temperatură constantă și un minim de temperatură la care pot funcționa. Sunt aparate de 10.000 de euro și utilaje de 10.000 de euro și fără această reabilitare termică nu am putea să le mai ținem în această locație.
Alte două proiecte de finanțare accesate de conducerea Universității din Petroșani vizează dotarea cu aparatură modernă, banii urmând să vină tot prin programul operațional regional. Plafonul de garantare pentru programele Student Invest și Family Start a fost mărit. Acestea au rolul de a sprijini studenții și tinerele familii din România. Student Invest oferă tinerilor care urmează studii superioare posibilitatea de a obține împrumuturi de maximum 75.000 de lei cu o perioadă de rambursare de 10 ani. O caracteristică esențială a acestuia este subvenționarea completă a dobânzii de către stat, ceea ce face accesul la educație mai ușor pentru studenți. Family Start este destinat tinerilor căsătoriți și celor care doresc să-și întemeieze o familie. Programul oferă împrumuturi de maximum 150.000 de lei, tot pentru o perioadă de 10 ani. În acest caz, statul subvenționează 75% din dobândă, facilitând astfel achiziția unei locuințe sau acoperirea altor costuri esențiale. În 2024, cele două programe au început cu plafoane de garantare stabilite la 250 de milioane de lei fiecare. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a anunțat intenția de a majora aceste plafoane pentru 2025, propunând 500 de milioane de lei pentru Family Start și 300 de milioane pentru Student Invest. Cele două programe se bucură de asemenea de un real succes, pentru că foarte multe familii tinere care au avut împrumuturi făcute la alte bănci, unde dobânda a fost foarte mare, au putut să-și refinanțeze cu acest sprijin acel credit și să fie mai bine pentru ei. În egală măsură, au putut să-și dea rată pentru prima casă sau să-și achiziționeze în integralitate o locuință, mobilier sau tot ceea ce ține de casă, inclusiv mașină nouă sau second. Deci, vreau să vă spun că pentru Family Start puteți să accesați site-ul Ministerului pentru a vedea care sunt băncile care mai au în momentul de față disponibilitate. Am mutat 45 de milioane de lei din Student Invest spre Family Start, fiind programul cu cea mai mare solicitare. În momentul în care am dat startul acestui program în primăvară, efectiv băncile au fost luate cu asalt, s-a blocat sistemul informatic, ceea ce ne-a demonstrat încă o dată că astfel de măsuri trebuie să fie continuate. Tinerii au nevoie de sprijin. Principala problemă a tinerilor în urma unui studiu pe care l-am efectuat a fost acela, condițiile de locuire, mai multe locuințe mai accesibile pentru ei, ceea ce îi determină să aibă un loc de muncă în România, dar în egală măsură și să îndrăznească să aibă o familie aici în România. Festivalul internațional Crinul de Piatră din Parâng va avea loc în luna noiembrie. Este ediția cu numărul 7 a acestui eveniment cultural. Un aspect remarcabil al ediției din acest an este participarea unui număr mare de copii talentați din toate colțurile țării, dar și din afara României, care se pregătesc să ia parte la competițiile festivalului, aducând entuziasm și energie. Publicul va avea parte de o atmosferă de bucurie și tradiție cu muzică și dansuri care promit să încânte. Festivalul internațional Crinul de Piatră din Parâng a ajuns la ediția a șaptea. Avem 105 concurenți deja confirmați care și-au făcut înscrierea. Se mai pot înscrie până mâine inclusiv. O mică deosebire față de anii precedenți ar fi că anul acesta s-au anunțat din patru țări care participa la acest festival. Deci s-au anunțat din Serbia, din Bulgaria, din Ungaria și din Republica Moldova. Ediția cu numărul 7 a Festivalului Internațional Crinul de Piatră din Parâng se va desfășura în perioada 23-24 noiembrie în aula Universității din Petroșani. Cu această informație încheiem știrile Mondo TV de astăzi. Rămâneți cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!
Thank you.